Rușii se laudă că l-au demascat pe solistul de la Carlos Dreams. Jurnaliștii de la Live News l-ar fi filmat pe interpret într-un local din Moscova și au făcut publice imaginile. Acesta ar fi Andrei Țăruș, fostul membru al trupei în cuadru, așa cum s-a vehiculat anterior și în presa de la noi. În filmulețul care a apărut în această seară pe Live News apare un tânăr care mănâncă într-un restaurant. Jurnaliștii spun că acesta ar fi solistul trupei Carlos Dreams, tot el fost membru al trupei în cuadru. Atunci când această versiune a apărut în presa moldovenească, solistul de la Carlos a negat că el ar fi Andrei Țăruș. Jurnaliștii portalului spun că artistul ar fi rezervat mai multe numere într-un hotel, totul pentru a scăpa de ochii presei. Cei de la Live News au publicat poze și cu ceilalți membri ai trupei. Cei de la Carlos Dreams deocamdată nu au comentat informația apărută pe Live News. Astăzi, trupa a susținut un concert pe stadionul Zimbru, înainte de meciul Moldovei cu Țara Galilor. Timp de o săptămână, Carlos Dreams a participat la mai multe emisiuni la posturi de radio și TV din Rusia. Peste tot, artiștii au fost întrebați de ce au fețele desenate și când au de gând să le arate fanilor cine sunt. După ce au lansat recent o piesă în limba rusă, băieții de la Carlos Dreams au anunțat că pregătesc un album în limba rusă și chiar vor organiza și un mini-turneu prin Rusia, Ucraina, Kazahstan și Belarus. Proiectul Carlos Dreams a fost lansat în 2012, iar de atunci scoate hit după hit.